Bun găsit tuturor, vă spune de la Târgu Jiu Andrei Tivilic, etapa cu numărul 23 a ligii 1 Bergenbier continuă cu o partidă ce se anunță extrem de interesantă între Panduri, formația lui Cristi Pustai și CSMSEA și echipa condusă de Liviu Ciubotariu. Două echipe cu obiective diametral opuse. Pe de o parte, Panduri se luptă pentru o poziție care să-i permită accederea în cupele europene în sezonul viitor, în timp ce Iașiul este pe locul 16, o poziție care duce în Liga Secundă. 19 puncte are CSMSEA și Ceahlăul este pe 15 cu 20 de puncte, iar prima echipă care se salvează, Universitatea Cluj, 21 de puncte. Așa arată primul 11 al gazdelor. Mingot este în poartă, o linie de fund cu Ungurușean, Viera, Rada și Nicoar în fața defensivei. Vor juca Nistor și Anton. Urmează o linie de 3 cu Voiculeț, Predescu și Lemnaru în spatele singurului atacant Matuleviciu. Surprinde lăsarea pe banca de rezerve a lui Mihai Rădus, cel care etapa trecută la Galați a aerosit o lovitură de la 11 metri. Lovitura de start le aparține gorjenilor. Îl vedem acolo pe lituanianul Matuleviciu, tocmai a fost convocat la echipa națională a Lituaniei. Evoluții bune în acest an 2013. A marcat o dublă cu Vaslul pe acest teren și a reușit să înscrie și în partida de la Piatra Neamț. Totul este pregătit, va fluiera în câteva secunde Teo Crăciunescu. V-am spus situația din clasament a Iașiului. Pandurii sunt pe 3, au 41 de puncte. Astra Giurgiu este pe 2, s-a distanțat la 6 puncte. Din nou o minge lansată către careul Iașiului. Matuleviciu se întoarce cu fața. Matuleviciu în marginea careului. Predescu, Nistor, un șut cu piciorul stâng. Respinge în corner Irimia. Iată ocazie bună de gol în minutul 9 pentru Pandurii Târgu Jiu la această execuție din afara careului a lui Dan Nistor. Șut fără preluare. N-a reușit să plaseze însă mai aproape de bară. Probabil ar fi fost 1-0 pentru formația sa. Dan Nistor, cel care a fost convocat la echipa națională la acea partidă cu Belgia. Voiculeț bate cornerul. Centrează Voiculeț, boxează Irimia, Claudiu Tudor intervine, Uzman Viera, mingea ricoșează la Rada, șut puternic, pune piciorul Matuleviciu. Mingea alături însă, o nouă șansă de gol pentru Pandurii Târgu Jiu. A fost un șut puternic al lui Paul Anton. A întins piciorul lituanianul Matuleviciu, dar mingea a ocolit stâlpul porții. Iată, puternic șutul lui Paul Anton. Atacul, Voiculeț. Voiculeț primește întăriri din spate. Voiculeț pune piciorul Crețu, dar mingea ajunge la Dan Nistor. Nistor, biciclete scurtă la 16 metri. Nistor, gol! Gol! Așa finalizează un fotbalist de echipă națională. Dan Nistor înscrie un gol superb, un contraatac nimicitor al gorjenilor, care s-a născut după un corner al Iașiului. Dan Nistor face 1-0 în minutul 31. Este cea de-a patra reușită în acest sezon pentru Nistor. Foarte, foarte bun acest fotbalist, foarte bun. Se descurcă pe ambele faze, spuneam, este creativ, bun șutor de la semi-distanță, bun și pe faza de apărare, recuperează baloane, iată, splendid, plasează această minge cu stângul aici, ruperea de rind și finalizarea fără cusur a lui Dan Nistor. Încearcă ieșenii să se apropie de poarta sau, mă rog, de careul lui Mingote, dar nu izbutesc acest lucru. Minge acum pentru Mihălăchioaie. Mihălăchioaie cu șut, gol! Gol! 1-1. Minutul 39, apare pe un spațiu liber Mihălăchioaie. Iată, la al doilea meci în Liga 1, acest fundaș dreapta înscrie un șut în diagonală care îl învinge pe Mingote exact în momentul în care spuneam că Iașiul nu-și creează ocazii, nu se apropie de poarta lui Mingote. Vine acest gol de 1-1 și așa cum anticipam, avem o partidă frumoasă, avem un meci foarte interesant.
Aici pasa este pentru Ciucur, mingea îl depășește, preia însă Mihăl Chioaie. Interesant e faptul că în această fază erau două baloane pe teren și cealaltă minge era în careul gorjenilor. Iată cum vine Mihăl Chioaie în zona lui Nicoară, iar fundașul a avansat acum și Viera, Grușan, Lemnaru, lasă mingea să cadă, bine, Lemnaru cu șut! Superb! Superb șutul, la fel a fost însă și parada lui Irimia. Vă spuneam că e portar bun acest Irimia. Execuție foarte spectaculoasă a lui Valentin Lemnaru. Iată cum a lăsat acel balon, foarte inteligent. Că cu dreptul s-a văzut foarte clar că e fotbalist de picior stâng. Un șut acum pe lângă a lui Milea. Avea o poziție bună în marginea careului, mijlocașul central Ciprian Milea. Au fost emoții pentru gorjeni la această fază. Iată cât de liber este, priviți-l pe Milea. A încercat un exterior, un șiret exterior de acolo. Pasează inspirat pentru Dan Nistor. Nistor, un dribling cu dreptul. Mingea recușează la Voiculeț. Voiculeț trage, Voiculeț respinge în față. Irimia, gol! Gol! Valentin Lemnaru, iată că înscrie până la urmă. Lemnaru era imposibil, cred, să rateze din acea poziție. L-am tot lăudat pe Irimia în această partidă, dar iată că greșește acum. Respinge în picioarele lui Valentin Lemnaru la șutul lui Claudiu Voiculeț. Din nou un avantaj Pandurii Târgu Jiu, este minutul 64. Al doilea gol stagional pentru Valentin Lemnaru. Vă repet, sezonul trecut a marcat de 8 ori. A fost cel mai bun marcator al echipei condusă la acea vreme de Grigoraș. Noi offside la poziția lui Lemnaru. Iată ce rău respinge Irimia. A fost un șut cu pământul, dar e clar că putea să intervină altfel, mult mai eficient Ionuț Irimia. Sunt doi jucători gorjeni la marginea terenului, Răduț și Băcilă. Poate cornerul Băcilă. Băcilă centrează pentru lovitura de cap a lui Matulevicius. Gol, gol, gol. De trei ori gol în această seară. Pandurii Târgu Jiu înscrie lituanianul Matulevicius. Iată, vedem și dedicația lui. Își pune în valoare lovitura de cap Matulevicius. Și iată, într-un interval scurt, doar câteva minute, oltenii fac 3-1. Să trecem o pasă de gol în dreptul nou intratului Cosmin Băcilă. El a executat cornerul. Iată, cu efect foarte bun această lovitură de cap plasată a lui Davidas Matulevicius. În acest moment Matulevicius este golgeterul Pandurilor. 6 goluri. Sprintează Gado, dar n-a reușit să se impună în viteză. Era și destul de în spate. Mai bine plasat Viera, la fel și celălalt fundaș central. Este vorba de Ionuț Rada, Matulevicius, Dan Nistor, Răduț. Publicul savurează aceste pase scurte, repetate ale favoriților. Un joc care amintește de mandatul lui Petre Grigoraș. Matulevicius, Voiculeț, o respingere nu chiar ca la manual a lui Irimia. Viera, Anton, Răduț, Voiculeț se uită spre poartă, trage Voiculeț, reține balonul. Se înalță Matulevicius, o prelungire pentru Răduț în acea zonă. Se afla și Băcilă și este fluier final de partidă. Victorie 3-1 pentru Pandurii Târgu Jiu în fața lui CSM Iași. La pauză însă scorul a fost egal 1-1. Iată-l pe Matulevicius, unul dintre marcatori.